Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la NoClick cu 60 Seconds, dar înainte ca să încep acest episod, v-aș ruga pe toți să nu uitați să apăsați butonul de like, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri. Am văzut că ați apreciat foarte mult episodul anterior, iar astăzi am zis să înregistrez unul nou. O să jucăm un nou meci, să vedem dacă o să reușim să supraviețuim multe zile. Ok, hai să vedem ce avem aici. Perfect, o să încep de aici. Nice. Ok, cred că astăzi nu o să iau pe Mary Jane pentru că mi-a spus că ocupă foarte mult. O să încercăm să nu o luăm, să vedem dacă o să reușim să supraviețuim fără ea, dar totuși e destul de greu. Hai să luăm și acest lacăt. Perfect. Ok, pe Timmy. Așa putem lua și mai multe, gen masca cu gaze. Medkit-ul e foarte, foarte mult. Pușca avem aici. Hai să luăm și medkit-ul. Spray, ocupă două locuri. Ok, hai să mergem să luăm apă. Atât. Și ce mai avem ceva? Mâncare. Șahul, nu-l ia. Șahul, harta mai trebuie să vin să iau. Hai să iau valiza. Nu, nu. Ok, nice. La fix, ești nebun. La fix, deci puteam să o gafez într-un mod super, super ușor. Dar aparent nu am gafat, ceea ce e super, super bine. Și mă bucur. Să vedem câte zile o să reușim să supraviețuim fără Mary Jane. Astăzi, gen, am zis să ascult de voi. Day one. Ok, n-am luat radio, dar am luat medkit-ul, acest lacăt, apă, avem valiza. Almost all of you made it into the shelter. Almost all we can do now now we start talking of creative ways to serve our canned soup. Okay, we look here. One of you must have hid this inside the suitcase a while ago. It was so lucky we talk that suitcase. Okay, am primit cadou o lanternă aparent. Nu o să le dăm nimic să mănânce, o să le dăm doar de la ziua 2, gen ziua 3, cred. Mai ales am și ziua aceasta fără mâncare. Despite the dark circumstances and all the trouble, we are going through, Timmy is being very brave. Ok. Perfect, și acum o să începem să le dăm și mâncare și apă. Ca să vedem. Așa, there has to be some water left, Dolores should get it. Ok, hai să dăm și mâncare și apă. O să le trimitem pe nimeni afară deocamdată. Chiar sunt curios câte zile o să supraviețuiesc. Aș fi foarte, foarte entuziasmat dacă aș supraviețui gen 30 de zile, ar fi super tare. Like the good scout he is, team is making the best out of the situation he have. Ok, hai să le dăm și apă. Ba nu. Asta, apă să nu le dăm, mâncare doar, fac și pericolor, ok. Perfect, sper să nu rămânem fără masca cu gaze. N-am rămas aparent, am primit și, ba nu, n-am primit, lanterna aparent a dispărut. That seems to be doing all right, even though the world has gone to a crappy place. Oh my god. Am primit, cred că, mâncare. Și o să-l trimitem pe Timmy pentru că a zis că are nevoie să meargă afară și... Da? Ok, a rămas doar cuplul. Timmy went out to the Westland. We do... we do now... Așa. Ok, Dolores is a... Ok, o să le dăm și apă și mâncare. Acum sunt doar doi. Ziua șaptea. În caz că o să aibă probleme, o să trimit pe Ted după ce o să se întoarcă Timmy. Dolores aparent arată destul de ok. Sper să nu se îmbolnăvească. Nu le dăm nimic. Radioul aparent nu-l avem. Să vedem cum se simte Ted. Gen, dacă trece bine, dacă se simte bine după ziua 10, o să fie totul ok. Dacă nu, today's been for fun, Dolores. Ok, destul de ore bine. Și apă și mâncare. De la două zile le dăm mâncare. A venit și Timmy care... E foarte bolnav și ne-a dus o cutie cu supă, n-a fost prea harnic.
cum să zic, timid, dar na, ne descurcăm și așa. Gen, mă gândeam că în valiza aceea totuși sunt lucruri bune. Hai că aparent și-a revenit totuși, Timi. Dacă o să-i dăm și... Ted, is fine, ok. Deci nu o să le... nu o să-i dăm doar lui Timi mâncare. Și o să trimit... nu o să trimitem pe nimeni afară, deocamdată, pentru că dacă o să trimitem pe Dolores, gen, doar dacă o să ne ceară. Și o să ne spună în cartea aceea. Ok, hai să le dăm mâncare la toți. Nu trimitem pe nimeni încă afară. Ok. aparent nu prea avem apă și mâncare, dar na. Să le dăm o sticlă de apă, că nu le-am dat apă de mult timp. Ia să vedem. Dacă o să ne ceară să îi trimitem afară, să le trimitem pe un personaj afară. Ok, let's just leave all those questions before now, despite the... așa. Tot, mă puțin... Nothing new, deci totul e ok, până acum le dăm și mâncare, doar că nu mai avem mâncare. Și o să trimitem pe domnul Ted afară. O să rămânem cu Dolores, dar nu-i prea ok, sincer să fiu, că oricum poate putem să rămânem fără ea. Timmy is good, well, at last he has 5 minutes ago. Le dăm apă, că le-am dat mâncare din câte nu mă înșel. Ok, ziua 15. Mamă, dar Dolores de la început. Bine, până acum se simte ok. Today... deci se simte foarte, foarte calmă. Folosim și pușca. Sper să nu rămânem fără ea. Și am... a rămas fără apă. Ești bun? Ba nu, mai avem ceva. Medkit-ul nu-l avem aparent. Cred că Timmy se simte cam... nu se simte cam ok. Da. Va trebui să începem să le dăm și mâncare și apă amândurora, pentru că deja încep să vină bolile pe ei. Vă dați seama, atât de zile stai în casă, cel puțin eu nu o să rezista. Don't think așa, maybe we try really hard, we can hear the neighbors is așa. Hai să le dăm. Dar după care nu o să mai avem mai e chestia nasoală. A venit și Ted și ne-a adus un medkit. Yay! GG, Ted, GG. De aceasta îmi place. Nu, o să-i... what? Nu mă lasă. Gen, înseamnă că nu e bolnav. O să le dăm apă și o să-i dăm de mâncare lui Ted. Ok, ziua 20. Deci pe Timmy o să-l facem ok, că aparent iarăși e bolnav. Ok, deci aparent începe să devină mutant Dolores. Timmy has cure. Ok, o să le dăm și apă. Ziua 21, măcar 25 zile ar fi super, super tare dacă ați reușit să supraviețuiesc. Sper să mă auziți și pe mine tare. Perfect, like the goose coat, așa. Situation. Ultima resursă, hai. Doamne, cum mă joc cu pagini. Hai să nu le dăm totuși acum. Că din păcate, e foarte, foarte nasol că n-am la radio-ul. M-am grăbit foarte, foarte rapid să iau acea valiză. Scuzați dacă au zis ceva sunete pe fundal. Ok, le dăm și apă. Măcar 25 de zile. Dacă trece în 25 e super tare. Aparent Dolores un pic puțin și a revenit. He's rubbling, oh my god. Să vedem. Ziua 24, să ne posesim și ceilalți. Destul de ok. Oh, a, ce greșeală am făcut. Puteam să o trimit pe Dolores afară. Că și-a revenit. Ceea ce e super bine. Așa să vedem dacă mă mai las acum. Hai să vedem. Deci să luăm un medkit. Păcat. O hartă. Hai să ne dăm valiza pe o hartă. Pentru că așa nu avem ce face. Avem ce face cu valiza. Am primit o hartă. Poate ne va trebui pentru... ok, nu avem nimic. Ziua 26, hai să trimitem pe doamna Dolores în căutare de resurse, că poate o să găsească ceva. Ziua 27. Și cei doi se simt, tatăl și fiul. Hai, ia să vedem. Pac, un screenshot.
Așa, nu mai avem apă deloc. Oricum și dacă am selectat o sticlă, the end, da, rip. Rip. Riperinio. Ia să vedem câte zile am reușit să supraviețuiesc. O să mai facem și un challenge, 32 de zile. Destul de ok. Bine, aici, gen, cam aici s-a oprit, după care a venit Dolores acasă, care, gen, nu ne-a adus nimic. Și a fost foarte fotez, a fost o foarte, foarte Gen, de da. zi de s-a oprit filmarea. Deci, după cum a spus, că la 22, ziua 25 am rămas, gen s-a terminat, după care a venit Timmy, Timmy a murit, Dolores a venit acasă, dar nu a adus nimic, iar Ted a murit fiindcă a fost foarte, foarte deshidratat, nu am mai avut apă, n-am avut ce să fac. Iar ziua 32 a fost rip. Perfect. Hai să mai facem ceva challenge-uri până ca gen nu vezi atât de puțin acest episod. A fost destul de ok. Vedeți, deci de aceea o iau eu pe Dolores, pentru că e foarte, foarte importantă. După părerea mea, e un personaj care e destul de important. Și eu am foarte, noroc foarte, foarte mare cu ea. Ia să vedem dacă reușim să facem ceva challenge-uri. Am încercat în live-ul acela, dar foarte nasol a fost, sincer, nu am reușit, poate gen dacă nu o să ne iasă de prima dată, o să încercăm și a doua oară. Ok, vedem, deci ce trebuie să luăm, hai să mergem rapid, hai, îl luăm pe Timmy, Timmy, apă și apă, ok, apoi venim să luăm mâncarea. Ok, hai că am luat. Mai avem 3. Pe Mary Jane, doamne, tot le încurc. Valiza e acolo. Mam, nu cred. Nu cred. Lol. Harta. Hai că l-am completat challenge-ul acesta. Hai că Dolores e aici. Perfect. Nice, vedeți că se poate, super tare. Hai că am făcut și challenge-ul acesta. Bine, l-am mai făcut odată într-un episod, dar iată că acum ne-a ieșit din prima. Data trecută nu ne-a ieșit din prima. O să mai facem unul și încercăm să mai facem unul. Și dacă o să ne iasă, o să oprim. Și dacă nu se ne iasă, tot o să încercăm. Și după care o să oprim și episodul. The end. Oh my god. Mamă, e update-ul acela de Crăciun. Ok. Hai să vedem ce o să se întâmple. Mama, cum arată, ești nebun? Perfect. Ok, hai să vedem. Bun, hai să mai încercăm un challenge. New game, challenge, să vedem. Baby sister. Deci trebuie să colectăm 3 sticle de... Asta cred că e mai ușor. 3 sticle de apă, 3 sticle de supă, șah, hărți, lanterna. Acestea sunt mai greuțe puțin, dar... Na. Să vedem unde mă va da. Hai că trebuie să-l facem și pe challenge-ul acesta. Bun. Deci hai să vedem unde găsim mâncare și apă. Uite aici găsim mâncare și apă cu lanterna e acolo. Cărțile o să fie... Ok. Perfect. Lanterna. Hai să mergem să găsim apă. Așa. Supa am luat, nu mai trebuie. Ia să vedem. Atât. Apă. A, cred că cam de ce să fie. Uite, carte am găsit-o aici. Atât. Și va... De mai trebuie pachetul de cărți. Foarte greu se găsește pachetul de cărți, din câte am înțeles. Nu cred că o să reușim să-l facem challenge-ul acesta, că e foarte greuț. Ok. L-am luat și pe Timmy. Gen, probabil că în camera cu jucării, dar nu mai avem șanse. Ok, să vedem cine va da. Sau măcar dacă am uitat un lucru, gen... Știam că dacă ai uitat un lucru, nu se întâmplă nimica. Întotdeauna n-am știut unde e pachetul de cărți.
Și depinde cum ai norocul și unde te spamează. The end, ok. Ia să vedem, cred că challenge fail. Rip. Rip. În fine, fraților, noi o să încheiem și aici acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și așteptăm puțin ca să nu fie de rău frame-uri. Și noi ne revedem în episodul următor cu Spin Tires. Deci, pa, pa!